În data de 12 aprilie, polițiștii orașului Vânjumare au fost sesizați de către o femeie din localitatea Jiana cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 20 de ani, ar fi fost violată chiar de propriul vecin. După consultația de la medicină legală, a reieșit faptul că aceasta nu prezenta urme fizice cu privire la această acțiune. Mama fetei, în vârstă de 59 de ani, a sesizat poliția după ce fiica sa a declarat că propriul vecin ar fi agresat-o, nefiind singura care a afirmat acest lucru. Tânăra de 20 de ani a fost condusă la medicina legală, unde s-a constatat că aceasta nu prezenta urme fizice în urma acuzațiilor făcute. Polițiștii orașului Vânjumare au fost sesizați de o femeie de 59 de ani cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 20 de ani, ar fi fost violată de un vecin. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, fiind vorba de un bărbat de 42 de ani din localitatea Jiana. Tânăra a fost condusă la medicină legală, unde în urma examinării s-a constatat că aceasta nu prezintă urme fizice cu privire la infracțiunea sesizată. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de viol. Bărbatul de 42 de ani fiind reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță de reținere, iar astăzi urmează a fi înaintat parchetului cu propunerea de luarea unei măsuri preventive. Bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiune de viol, fiind reținut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezent pentru a se lua măsuri preventive.